cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, după emisiunea de ieri, care nu știu de ce a generat atâtea reacții, chiar nu știu, telefoane. Și astăzi vrem să ne axăm pe câteva probleme sociale din județ, pentru că avem asemenea probleme și parcă lucrurile s-au precipitat în ultima vreme. Așa e întotdeauna când ai, ca să spunem așa, conduceri duale în județ. De exemplu, am primit zilele trecute, cred că altăieri, un mesaj pe grupul prefecturii dedicat presei. O colegă mi-a trimis acest mesaj. La Turturești și pe lacul Izvorului Muntelui am fi avut probleme care suspicionau că e vorba despre poluare. Și domnul prefect a transmis că cei de la Garda Națională de Mediu au o informare cu două incidente de versare de ape industriale de culoare albă în rețeaua pluvială și pe șanțul din fața fabricii de vopsele Chiober, cea de la Turturești, lângă Piatra Neamț. Echipa de permanență a celor de la gardă s-a dus acolo, a chemat conducerea fabricii, laboratorul SGA, adică cei de la APE și APM. Sesizarea a venit de la un vecin prin 112. O a doua informare, pești morți păstră pe lacul Izvorul Muntelui Bicaz. Echipa de la APM se va deplasa acolo însoțită de reprezentanța ai DSV, DSP, APM, Apele Române, Poliția Portuară. Probabil că la ce comandament s-a deplasat acolo, și e normal să deplaseze toată lumea, erau mai mulți decât peștii morți văzut pe lac la vremea respectivă. Între timp a venit un alt comunicat că la fabrica din Turturești era în curs de finalizare acțiunea de curățare a zonei inundate cu apă uzată, așa, care din cauze tehnice a ajuns în rețeaua pluvială. Mâine, adică probabil azi, vom avea și probe de laborator, se va analiza și felul sancțiunii. Pe lacul Izvorul Muntelui, echipele mixte au trecut pe la toți cei care aveau crescătorii de păstră, păstrăvării acolo și prelevează probe. Pentru mai multe amănunte pentru acest moment, încerc să iau legătura cu prefectul de Neamț, domnul Adrian Niță, să vedem, să ne lămurim dacă dânsul a fost lămurit de ce e în cauză cu ce se întâmplă în cele două cazuri despre care tocmai am făcut vorbire, să vedem care este stadiul și dacă avem motive să ne îngrijorăm la Turturești sau să nu mai consumăm o perioadă de timp păstrăv de la Izvorul Muntelui. Bună dimineața, domnul prefect! Bună dimineața! Nu știu dacă mă vedeți, eu astăzi... Deci astăzi m-am îmbrăcat adecvat ca să stau de vorbă cu dumneavoastră. Mi-am luat un tricou roșu. Bună dimineața! Spuneți-ne un pic ce informații în plus. Și roșu și galben, că n-au confiscat partidele culorile. Nu le-au confiscat? Eu le prefer amestecate. Oare ce dă roșu cu galben? Nici nu știu. Trebuie să întreb un pictor. Ce dă roșu cu galben? Portocaliu, dar nu mai e la modă. Ei, nu, dar înseamnă că e bine. E bine, portocaliu. E trecut moda. Da, dar uite, capuit bine, ca să spun așa. Domnul prefect, cum e treaba la Turturești și cum e treaba pe Izvorul Muntelui? Ce știți în acest moment și ce așteptăm? În acest moment așteptăm rezultatele analizelor, pentru că în cazul Turtureștiului trebuie să vedem de ce natură era substanța care a colorat apa
ce s-a scurs în fluvial și așteptăm rezultatul analizelor. Înțeleg că astăzi ar trebui să apară rezultatele astea. Asta ne-au comunicat cei de la mediu. Ce putem fi siguri e că nu e lapte. Asta cu siguranță. Chiar dacă e de culoare albă. Încă n-a ajuns să curgă lapte. Asta zic. În șanțuri. Încă. Da. Doamne ferește să fim nevoiți să aruncăm laptele pe strescă. S-au mai întâmplat asta în perioade de criză. Proteste ale fermierilor. Da. Acum, revenind la problema de acolo, se pare că o defecțiune de natură tehnică, cel puțin în prima fază, la prima vedere, după primele constatări, ar fi determinat ca această substanță să ajungă acolo unde nu trebuie. Acum vedem în ce măsură și cât a afectat această scurgere, iar cei de la mediu probabil vor aplica și niște sancțiuni. E normal să aplice dacă e o defecțiune tehnică. Acum, problema este să nu fiu rămas urmări, dar e puțin probabil dacă doar șanțul din jurul... Zona a fost curățată și nu sunt probleme deosebite. Acum, și în privința sancțiunilor, eu nu sunt adeptul hărțuirii agenților economici sau oricărei persoane de către controle. Mult mai importantă e prevenirea. Și să nu ajungem în situația asta, că degeaba îi mai dai omului sancțiuni dacă ai poluat o zonă sau dacă deja e afectată din acest punct de vedere. Nu ne ajută cu nimic sancțiunea, deci prevenirea e mult mai importantă. Bun, e adevărat, numai că dacă e o chestiune mai gravă și sancțiunea așa are rolul ei, pentru că e o chestie care te face să fii atent pe viitor sau mai atent pe viitor. Indiscutabil, da. Ce se întâmplă cu păstrăvii? Cu păstrăvii, deocamdată așteptăm analizele și în acest caz. Primele concluzii ale celor de la DSV înțeleg că au fost, n-ar fi vorba de un incident de mediu și că e vorba de o mortalitate, ca să spunem așa, la una dintre păstrăvările, una dintre exploatațiile piscicole de acolo de pe lac. Înțeleg că cei de la mediu au făcut control la două dintre aceste crescătorii. Așteptăm și aici analizele. Aici e mai dificil deoarece volumul mare de apă ne permite mai greu să stabilim dacă a fost cumva un act al braconierilor din zonă și au dat cu substanțe care au acționat doar local, pentru că fiind volumul atât de mare de apă, da, se disipează orice substanță. Da. Dar așteptăm rezultatul analizelor. În orice caz, cu ocazia acestor evenimente, foarte multe persoane mi-au scris despre problemele de acolo, din zona lacului, și în perioada următoare o să mă întâlnesc cu toate instituțiile abilitate să acționez în zona, atât pe mediu, cât și pe ceea ce înseamnă legislația muncii. O să vedem un pic care este situația. Înțeleg că există posibilitatea ca să își desfășoare activitatea pe lac crescătorii de păstrăvi clandestine care nu sunt în evidențele Autorității Naționale pentru Piscicultură și Acvacultură. În afară de asta o să-i convoc pe toți și primarii din zona lacului și asociațiile și ONG-urile de mediu și o să fie o întâlnire liberă la care o să invit chiar și persoane care doresc și care nu au legătură neapărat cu aceste instituții, dar care trăiesc acolo și sunt afectate de activitățile din zonă, să vedem care e situația și în ceea ce privește curățenia și autorizările de pe acolo. Domnul prefect, să vedem pe cine mai deranjăm. Da, domnul prefect, apropo, dacă tot vorbim despre lac și despre ce se întâmplă acolo, poate dacă tot s-au dus domnii ăștia de la Garda de Mediu, SGA, cine mai sunt, DSVSA, toată trupa, apele române, poliția portoare, etc., poate să uită cineva și la modul în care sunt autorizate niște
pontoane pe acolo, niște căsuțe și la modul în care deversează ei în lac, dacă au ce le trebuie pentru a deversa în lac, ca să nu îngrașe, ca să spunem așa, peștii direct în lac. Și la asta mă refeream când vă spuneam mai înainte că o să purtăm o discuție cu toți cei implicați în zonă, mai ales că e păcat. Lacul e un loc care poate oferi ca potențial turistic foarte mult județului nostru și trebuie să-l exploatăm, ca să zic așa, în condiții bune, să ne bucurăm și noi localnici de el, dar și turiștii. Păi, problema cred că este foarte simplă. Trebuie întrebat câte localități de pe marginea lacului au canalizări, stații de epurare și cred că răspunsul vine de la sine imediat, dacă putem să facem acolo ceva sau nu. Și de aici încolo, Dumnezeu cu mila. Iar apropo de păstrăvi, vă mai aduceți aminte, erați, cred că la Consiliul Județean, când a fost scandalul cu păstrăvăria de lângă Bicaz, de acolo, de la Tașca, din zona aceea. Da. Da, da, așa, da, de curiozitate. Mai știți ceva ce s-a întâmplat după? Că eu unul recunosc că n-am auzit nimic, dacă s-a găsit până la urmă vinovatul. Șoferul care a aruncat în canalizare nu știu ce, sau cine a aruncat. După care n-am mai auzit nimic nici despre ce s-a întâmplat cu peștii aceia. Nu vreau să intru în amănunte acum, pentru că eu și acum mă întreb cum poate fi autorizat o păstrăvărie în zona aceea. Dar de fapt erau două și una nu era deloc autorizată. N-am mai auzit nimic. Chiar sunt curios dacă instituția prefectului poate afla mai multe despre chestia asta și să vorbim în zilele următoare. Da, sigur. O să verificăm care e situația. De asta vă spuneam că intenționăm să vedem dacă toate exploatațiile astea piscicole din zonă sunt autorizate. O să aveți surprize, vă spun de pe acum. Da, posibil. Cel puțin la ce semnalează oamenii, există mari șanse ca să fie așa. Da, domnul prefect, epuizând acest subiect și în ideea că vom aștepta analize, aș vrea să vă întreb, știți că ieri v-am trimis după amiază un link apropo de situația din colonia Săvinești. Ați văzut acolo, s-a oprit apa. În mod normal, cei care au oprit apa au motive pentru că nu s-a plătit o sumă destul de mare, 150.000 de lei. Pe de o parte. Pe de altă parte, din câte am făcut noi acolo o mică anchetuță, așa, din cei 150.000 de lei, vreo 100.000 sunt doar la 10 persoane. Mie mi se pare dubios modul în care președintele asociației a reacționat și n-a prevenit populația, adică pe cei arondați la asociație. Acolo sunt și niște mici viluțe, să le numim. Oamenii spun că au plătit și că sunt foarte mulți bolnavi, copii, femei însărcinate, oameni care nu se pot deplasa. Și că e foarte greu pentru ei acum fără apă. Dacă ne puteți da niște lămuriri, dacă ați apucat să vorbiți cu cineva. Da, din ce știu, acolo ar fi vorba de 25 de vile, aproximativ 100 de persoane afectate de această măsură și, într-adevăr, se pare, după primele informații, că administratorul de acolo, cel puțin așa susțin oamenii, ar fi colectat banii de la aceștia, dar nu i-a plătit către furnizorul de apă. Da, păi în cazul ăsta cred că ar trebui să intervină cineva, știți? Adică oamenii nu prea își cunosc drepturile în asociație și ce pot să facă cu administratorul care face așa, dar în momentul când devin lucruri publice, cred că ar trebui intervenit. Așa este, am văzut că și la Piatra Neamț s-a întâmplat aceeași situație, dar cu gunoiul menajer, cu plata către operatorul, care ar fi trebuit să colecteze gunoiul menajer
și spre deosebire de Piatra Neamț, unde există un birou, un cadru primăriei care se ocupă de această problemă de relaționarea cu asociațiile de proprietari și care mi s-ar fi părut corect ca să existe țină și... să țină contactul cu asociațiile astea și cu administratorii, astfel încât să nu se ajungă în situațiile astea. Adică eu înțeleg că au fost de 10 ani neplătite niște facturi, dar poți totuși să mergi la ei să-i anunți, măi omule, de 2 ani de zile se putea, de când e noua conducere cel puțin, să meargă acest birou care... Bun, eu din câte am înțeles, acolo până la urmă s-a ajuns la un fel de rezolvare. Să vedem ce se... Spun, întotdeauna se poate ajunge la o rezolvare, dar trebuie ca cineva să se implice cu adevărat. Adică poți să mergi la oameni să le spui, bun, administratorul n-a plătit, a fugit, a furat banii, n-ați putut timp de 8 ani, dar haideți măcar de azi înainte, plătiți-vă ca să nu ajungeți în situația în care să rămâneți fără aceste servicii și eșalonat ulterior să încercați să veniți din urmă cu plata datoriei. Dar nu poți să-i lași pe oameni în ultima zi. Și, bun, este cazul și la Săvinești, unde cred că ar fi trebuit să întâmple același lucru. Așa este. Deci autoritățile ar trebui să se implice un pic mai mult și să țină legătura cu reprezentanții acestor asociații pentru a nu ajunge în astfel de situații. Mai ales că oamenii au serviciu, au copii, au probleme, nu au timp să stea să verifice dacă cel de la asociație a dus bani și merg pe bună credință, dar iată că se întâmplă și situații de astea. Dar birourile astea din primării cu oameni plătiți tot din banii publici ai celor care contribuie cu taxe și impozite ar trebui să se implice mai mult. Știți cum e cu funcționarii? Funcționarii de obicei se ascund după hârtii și după situații. Dar dacă tot ați pomenit de primăria Piatra Neamț... Eu am văzut altceva cu funcționarii. Funcționarii, să știți că și-au tempoul după șefi. Eu n-am vrut să spun asta, că știți, ar trebui să mă duc prin alte zone și nu vreau acum dimineață. Funcționarii care se duc după șefi. Ce vreau eu să vă rog pe dumneavoastră este, dacă tot ați pomenit de primăria Piatra Neamț, să discutăm un pic, am văzut acum niște reacții și comunicate pe problema parcărilor. Care mai este situația? Dumneavoastră ați dat un răspuns. Explicați-mi un pic despre ce e vorba în răspunsul acesta. A existat o solicitare din partea primăriei prin care prefecturii era solicitat un punct de vedere în ceea ce privește caracterul de urgență al furnizării acestui serviciu și, practic, ce își doreau ei pe românește, să întrebe dacă prefectura, prin acest punct de vedere, ar gira cumva faptul ca acea consultare publică să se desfășoare doar în 10 zile și nu în 30, cum prevede legea. Din punctul meu de vedere, n-aș vrea să fac politică, pentru că am fost acuzat de către actorul primar, deși eu n-am emis păreri și am încercat să, ca instituțional, să-i răspund. Se pare că tot mă atrage în chestiunea asta legată de parcări și o să trebuiască să-i răspund. Minte și minte pentru că nu spune tot adevărul cetățenilor. În primul rând, de un an, din aprilie anul trecut, s-a votat în Consiliul Local, unde dânsul conduce o majoritate totuși, înființarea unui birou care trebuia să se ocupe tocmai cu M-auziți? Da, vă aud foarte bine. Nu, s-a întrerupt deloc. Da. Ei, din aprilie 2021 până în aprilie, cel puțin 2022, pe timp de un an, nu s-a întâmplat nimic, din câte știu, nici nu s-a angajat vreun om în acest birou, deși au fost multe angajări care s-au făcut în primărie. Mai mult decât atât, putea foarte simplu, folosindu-se de clauza din contractul pe care îl avea cu parkingul, ca o perioadă de 3 luni de zile de la începerea contractului, parkingul să furnizeze serviciile, iar primăria, în condiții de legalitate, să
desfășoare toți acești pași, să-i deruleze, astfel încât să avem de mult un administrator al parcărilor din oraș. N-a făcut nici acest lucru. Ulterior, în luna martie, și omite să spună că mai întâi zeci și sute de pietreni au reclamat acel regulament propus, dar și o asociație compusă din juriști, notari și mai multe persoane care n-au legătură cu politica, iarăși o omisiune a domnului primar, au contestat regulamentul inițial. Iar în luna martie, fără să fac eu tam-tam public sau să mă folosesc sau să mă comport ca un contracandidat, așa cum mă propune domnul primar zilele acestea, i-am trimis o hârtie în care îi spuneam punct cu punct, ca la copii mici, și ar fi putut orice om care a învățat să citească în școala primară să îndrepte acele lucruri. Și avea și termen, avea și condiții, avea tot ce ar fi trebuit. N-au făcut nici atunci acest lucru. Adică mai mult decât atât nu știu ce puteam să fac. Iar acum cere o părere cumva ca să-i gireze prefectura incompetența și faptul că de aproape un an și ceva n-a reușit să schimbe practic administratorul unor parcări. Că practic despre asta e vorba în marea reformă pe care o clamează primarul astăzi. Nimic mai mult. Da. Mulțumesc pentru intervenție și să ne vedem cu bine, poate și într-o emisiune în direct, poate chiar și într-o dezbatere cu mai mulți. Uite, ar fi fost foarte frumos să avem o dezbatere acum pe problema asta parcărilor cu dumneavoastră și cu domnul Carabelea, ca să lămurim o dată acest subiect. Și subiectul ăsta, care mie mi se pare deja, eu nu mă mai duc la istorie, pentru că eu am părerea mea despre parking și mi-am spus-o de foarte multe ori, nu mai duc la istorie, pe mine mă interesează, mă distrează acum, ca să spun așa, schimbul ăsta de adrese între primăria Piatra Neamț și prefectura județului Neamț, în care adresele, dacă mă iau numai după numere, de intrare și ieșire, pot să facă 3 zile de la o instituție la alta. În loc să ne întâlnim, să știu eu, pe un teren neutru și să stăm de vorbă, să ajungem la un acord pentru binele cetățenilor. Mulțumesc tare mult și vă aștept într-o emisiune. Numai bine! Mulțumesc, cu drag, la revedere! Deci, uite așa am ajuns și la subiectul parcărilor, care nu era în tema acestei emisiuni. Dacă cineva de la primărie dorește să intre, să dea o replică pentru domnul prefect, n-au decât să sunem, știu numărul și putem intra în direct. Până atunci însă trebuie să întreb un pic regia dacă mă mai vede pe calculator sau nu. Dacă da, atunci o să încerc să vă pun un fragment din ceea ce s-a întâmplat ieri la... Din păcate, se pare că nu mai am net. Și asta merge... Nu-mi permite să continui pe tema aceasta. Haideți să ne oprim un pic la ce se întâmplă la Săvinești. Acolo lucrurile sunt extrem de ciudate. Adică oamenii cu care am stat de vorbă ieri ne-au spus, marea lor majoritate, că și-au plătit toate dările, au dat banii administratorului. De aici încolo lucrurile s-au rupt. Dacă ce spun oamenii este adevărat, se impune ca acolo cineva să ducă să facă un control financiar amănunțit și să vadă ce anume s-a întâmplat. Apa Servus a dus să închidă apa. Pe baza contractului este ok, dar fiind vorba de 20 de vile, mă întreb dacă apa nu putea fi oprită pentru una, două, trei locații unde nu s-a plătit și în rest să fie lăsată pentru bunii platnici. E ok să încerci să-ți recuperi banii, e ok să încerci să aplici legislația, dar mai este o problemă și problema asta ține de ce se întâmplă
dincolo de lucrurile respective. Adică tu, apa SER, dacă vezi că s-a adunat o atât de mare datorie, ai făcut probabil niște adrese către asociația respectivă, dacă ai văzut că nu se întâmplă nimic, atunci trebuie să treci la pasul 2. O să spui, domnule, nu e obligația mea. Nu este obligația ta. Dar tu furnizezi un serviciu vital pentru oameni. Și atunci trebuie să te gândești că nu-i așa, te-ai dus, ai oprit apa pentru că un președinte de asociație nu și-a făcut treaba. Găsești soluții. Eventual, suni undeva și spui, băi, nea primarul de să vină și uite care-i treaba. Acolo ai o problemă. Ia-te tu și vezi care-i treaba ca să nu ai o problemă socială la tine în comună. Și dacă lucrurile stau așa, atunci chiar poți să rezolvi o problemă înainte ca ea să devină extrem de acută, cum s-a întâmplat, de exemplu, și la Piatra Neamț, dacă țineți minte conferința de presă. Bună dimineața! Bună dimineața, cum spuneam. Domnul Andrei Carabele, acum era să vă pronunț numele, apropo de situația dintr-o zonă a orașului în care anumiți cetățeni nu și-au plătit timp de câțiva ani, 10 ani, obligațiile față de un prestator de servicii. Nu știu dacă ați văzut intervenția domnului Adrian Niță. Am încercat să mă urmăresc, dar că sunt undeva prin oraș și verific stadiul unor lucrări și n-am reușit să urmăresc 100%, dar în bună parte am reușit. Bun, haideți, deci domnul Adrian Niță a spus că dumneavoastră n-ați spus adevărul întreg, a folosit și cuvântul a mințit. Am auzit asta. Da. Vă rog să explicați din punctul dumneavoastră cum stau lucrurile. Noi am transmis 100% realitatea, nici măcar nu am interpretat-o. Cert este că de când este prefect, domnul Adrian Niță ne arată că nu are decât un obiectiv și anume să fie scut pentru deciziile, hotărârele luate de administrațiile conduse de PSD și să caute nod în papură la tot ce înseamnă hotărâre publică, hotărârea Consiliului Local la Piatra Neamț. Situația parcărilor este doar un exemplu. Ca să ne uităm în partea cealaltă, probabil ați văzut deja cum a fost adoptat bugetul la Consiliul Județean, cum se dau anumite voturi pe persoană, unde ar trebui să fie vot secret și nu se aplică întotdeauna. De domnul prefect acolo are poziții într-un anumit fel, iar la primăria Piatra Neamț caută efectiv nod în papură. Eu nu mai știu, și dacă dumneavoastră știți că aveți o experiență și aveți o memorie de istoric, dacă dumneavoastră știți vreo hotărâre, nu neapărat de Consiliul Județean, ci a oricărei administrații din județul Neamț, suspendată pe motiv de nerespectarea termenului de dezbatere publică, vă rog să-mi spuneți, eu nu mai știu niciuna. Da, vă ascult. Cum să vă spun, nu știu nicio hotărâre, dar aștept, cum să spun, dincolo de acest termen, considerații apropo a ceea ce spunea domnul prefect, că se omite adevărul. Eu ce să spun apropo de parcări? Problema trebuie rezolvată cât se poate de repede. Ce nu a fost destul de clar, domnul prefect, și poate nu a înțeles bine, adresa pe care noi, de la Primăria Piatra Neamț, am trimis-o pe data de 28 aprilie. Pe 28 aprilie am solicitat instituției prefectului un punct de vedere cu privire la posibilitatea de a interpreta situația actuală. Deci nu din februarie. Noi nu am cerut să ne acopere și să ne dea un fel de argument pe care să-l folosim în fața instanței în cadrul hotărârii de Consiliul Local 49. Aceea este în instanță și vom aștepta ca justiția să ne spună cine a greșit acolo.
Vorbim acum despre noua strategie, despre noul regulament prin care încredințăm Serviciul de Administrare a Parcărilor de Reședință către societatea Parking. Unde, având în vedere intervenția prefectului și suspendarea prin atacarea în contencios a acelei hotărâri, suntem într-o situație de urgență cu caracter excepțional, pentru că vizează peste 18.000 de familii de pietreni. În această situație, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere a tuturor juriștilor pe care i-am consultat, este clar un caracter de excepționalitate și de urgență, pentru că vizează un serviciu public de maxim interes. Și în această situație, domnul prefect ne-a răspuns după 2 săptămâni și, ca să nu fie bătaia de joc suficientă, a trimis adresa și prin curier. Putea să mă sune pe mine și mergeam eu personal și o luam în aceeași zi. Am înțeles. Da, asta este un lucru care, după părerea mea, ar fi trebuit să se întâmple mai devreme. Și pe cazul acesta al parcărilor și pe alte cazuri. Adică, eu până la urmă... Eu ce-i cer domnului prefect public? Îi cer măcar să mimeze imparțialitatea și nu-i cer ajutorul, pentru că am înțeles că undeva a dat o declarație publică prin care a spus că este dispus să ne ajute. Ne-ar bucura să ne ajute, dar nu ne cerem atât. Doamne ferește, are destul de treabă. Dar măcar să ne lase să ne facem treaba. Bun. În momentul acesta, în ce stadiu ne aflăm cu dezbaterea publică? În momentul acesta am încheiat perioada de preluare a propunerilor, pentru că legea ne obligă la minim 10 zile de preluare a propunerilor din partea cetățenilor. Noi am avut 15 zile. Sunt peste 400 de pietreni care s-au exprimat cu privire la regulament și proporția este covârșitoare în susținerea regulamentului și implicit a procedurii de urgență. 84% din aproape 400 de pietreni au opinat că se justifică adoptarea în procedura de urgență, adică o dezbatere și publică accelerată. Și veți adopta și veți merge pe această idee? Din păcate nu, pentru că dacă mergem pe această idee și domnul prefect vine în continuare și ne atacă în contencios administrativ, ne împinge către alte luni de întârziere. Vom merge până în ultima zi, până la epuizarea termenului legal, termenului clasic de 30 de zile lucrătoare de consultare publică, așteptând de acum practic să se scurgă cele 30 de zile. Este singura soluție ca măcar să nu înrăutățim și mai mult situația. Pentru că, din păcate, așa se face administrație în România. Și ca să vedeți cât de ridicolă este situația, prefectul nu s-a pronunțat cu privire la nelegalitatea adoptării bugetului la Consiliul Județean pe următorul motiv, sau invocând următoarea scuză, principiul separației puterilor în stat. Haideți să fim serioși, domnul Bărănescu, se poate așa ceva? Da, deci în România se poate orice. Eu mi-am expus punctul de vedere sub semnătură, scriind în Mesagerul și despre adoptarea bugetului la Consiliul Județean și despre votul acela pe persoane. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. Numai că în momentul acesta am ajuns în situația în care legea este precum untul acela bun de întins pe pâine. Și în județul Neamț cu atât mai mult. Deja nici nu mai îndrăznești cumva să-ți dai cu părerea, chiar dacă textul de lege este foarte clar. Și pot să vă dau un exemplu haios de ieri scris de noi de la Târgu Neamț, unde un consilier local face cerere să îi se scoată la vânzare un teren pe care l-a concesionat pe vremea când era polițist. Așa, bineînțeles că dacă i s-a scos la vânzare, s-a dus să-l cumpere, da? Colegii lui au votat, el n-a votat, dar ca să nu fie licitația, cum să vă spun eu, prea vizibilă numai pentru el, deși avea clădire deasupra acolo și un service auto, și-a convins un coleg să liciteze pe post de mână moartă. Mai că colegul ăla votase hotărârea de scoatere la licitația terenului. Da. Acum mai există și varianta elaltă,
că nu l-a convins, că dacă l-a convins înseamnă că au făcut o înțelegere și au încălcat principiul unui proces cinstit de licitație. Mai e și varianta cealaltă. Colegul lui de partid e gelos pe faptul că ăsta s-a orientat bine și și-a luat un teren și și-a făcut acolo un servis și a zis, ia să iau eu terenul de dedesubt ca să pot să mă distrez cu el. Oricum ar fi, este jenant, este aiurea și sunt curios dacă hotărârea aceasta a Consiliului Local Târgu Neamț va rămâne în picioare de acum încolo. Asta așa, doar ca o paranteză. Bine, dacă toți sunteți în oraș, pe la ce lucrări sunteți, așa, pentru curiozitatea mea proprie? Eram și pe Aleea Ulmilor și verificam cum arată lucrarea până acum și dacă se finalizează astăzi și, slavă Domnului, pe cât ține vreme astăzi încheiem turnarea covorului asfaltic pe Aleea Ulmilor. Bine, mulțumesc mult pentru intervenție. Numai bine. La revedere. Bună zi minunată. Numai bine. Tuturor. Deci, domnul prefect îl acuză pe domnul primar că minte. Domnul primar îi răspunde și spune că domnul prefect omite niște lucruri. Noi nu ne permitem să contrazicem pe nimeni. Ce ar trebui totuși de spus aici, din punctul nostru de vedere, da, există un adevăr, faptul că s-a tergiversat foarte mult problema parcărilor în primărie, în perioada dinainte de finalizarea contractului, dar asta nu scuză acum faptul că se pun bețe în roate, de unde se poate, cum se poate și cât se poate, ca ea, această problemă, să nu fie rezolvată foarte rapid. În rest, oameni buni, încet, încet, parcă se mai lămuresc lucrurile în zona Ucrainei, parcă, dincolo de retorica asta care există războinică, cele două părți încep să discute și asta este demonstrat de situația de la Mariupol, unde răniții ucrainieni sunt preluați de către rușii duși la spitale din Donbas, să sperăm că sunt preluați ca să fie însănătoșiți. În rest, să vă spun că după gluma de la Eurovision, că a fost o glumă, n-a fost o altă chestie, în care voturile unor țări au fost transferate celor din Ucraina, circulă un banc care, din păcate, s-ar putea să fie și să aibă și un sâmbure de adevăr în el, apropo de ce se întâmplă în lumea civilizată când o iau razna. Ci că a fost campionatul mondial de not și, din greșeală, un ucrainean a căzut în bazin, după care a fost declarat imediat campion mondial. Lucrurile astea deja încep să capete o turnură care nu mai are nicio legătură cu logica. Am văzut la Eurovision, sper să nu vedem și în alte cazuri, deși nu cred că avem șanse să scăpăm de toate aceste tâmpenii care se întâmplă în acest moment. Ne oprim aici. Cele bune, să fiți iubiți, sănătoși, sunteți pe cont propriu, după cum vedeți, autoritățile sunt atât de implicate încât uneori nu se amestecă una în ce face cealaltă. Numai bine!